De la căderea Constantinopolului, unde a fost, știi foarte clar, piatră cu piatră, avem și un prieten comun acolo, preotul Patriarhiei Române, la piatră cu piatră, de la căderea Constantinopolului, grecii ăștia atât de mari și atât de, cum să zic, iubitor de neam, că e și păcat, până în 1913 n-au acordat niciun ajutor. Și spun ca să se înțeleagă foarte bine, până în 1913, al doilea război balcanic, când fac al treilea doctorat în treaba asta, 10 august 1913, pacea de la București, muntele Atos a fost sub stăpânire otomană. Nu le dădeau un pahar cu apă, ca să ne înțelegem, ca ajutor. România a fost singura țară care a acordat ajutor, începând de la Ștefan cel Mare, nu mai luăm cu voievozi acum, da? Până peste 400 de până ani. Până în 1913, ca să ne înțelegem foarte corect. Bine. Nu vorbim de povești, nu începem cu iarăși cu secularizarea. A avut sau n-a avut dreptate cu 20-22% din teritoriu închinat către Sfântul Munte Atos. Bulgaria nu exista, Serbia era departe. Ce se întâmplă acum în Atos? Se întâmplă mai de multă vreme, dar a scris mai este un Cristian. Dom'le, e o politică foarte clară. De etnicizare, de a fi exclusiv Muntele Atos a grecilor, care câteva sute de ani, hai să spunem vreo 400, n-au dat niciun ban acolo. Deși iartă-mă, să o paranteză pentru telespectatori, pe Muntele Atos sunt 20 de mănăstiri, da, dintre care 17 sunt grecești, una rusească, una sârbească, una bulgărească. Și una bulgărească, aia bulgărească de fapt fiind în altă. Timp ce schitul românesc Prodromul nu are nici acum rang de mănăstire. Două avem, pentru că... domnul Hurea, două avem, avem și Prodromul și Lacul. Nu, Lacul e schit. Păi și Prodromul tot schit. Da, încă o dată, Prodromul... dimensiunile, deci ai fost la Atos. Contează, nu discut. Bun, aveți dreptate. E înscrisă ca și schi, nu contează cât de mare. Corect, corect. Deci nu e mănăstire. De fapt, e o dita mai mănăstirea, deci... O fi dita mai dată cu dar nu a avut rang de mănăstire, a fost supusă... Pentru că noi am fost fraieri români, și aici vorbesc nu de religie, că nu mai interesează religia nici... noi am subvenționat acolo, enorm, nici astăzi nu ne recunosc grecii. A fost acolo, dar am fost și eu. Nici acum nu avem acces la arhivele Sfântului Mormânt. Nu s-a înțeles juridic închinare, că nu se mai vânzare, cumpărare, ce le-a făcut Cuza. Ci, domne, numai să iei veniturile. Am avut probleme juridice mult mai mari. Dar ce vreau să vă spun? S-a încercat elenizarea, se încearcă elenizarea forțată.